Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află doamna Mihaela Mimorariu, șef serviciu proiecte culturale în cadrul Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi din Iași. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit și dacă îmi permiteți, la mulți ani de ziua presei libere și să rămâneți liberi! La mulți ani și colegilor care, iată, încă sunt în această, cum să o numesc așa, tribună. Cred că suntem pe baricade și e mare lucru că a mai rămas o mână de oameni în zona aceasta. Da, noi le spunem colegilor din presă și cred că nu greșesc când spun asta, pentru că noi considerăm parteneri egali în ceea ce facem noi ca instituție, tot în slujba comunității. Da, și pentru că nu v-am invitat întâmplător la invitatul jurnalului, trebuie să continuăm niște discuții pe care le-am început data trecută, dar nu neapărat să le continuăm, cât să mai aducem în vedere publicului noutățile care sunt la bibliotecă, pentru că aveți o avalanșă de evenimente. Și ca să facem așa o imagine de ansamblu, știu că recent, iată, a fost Ziua Mondială a Cărții, Ziua Drepturilor de Autor. Ziua Dreptului. Da, pe 23 aprilie se sărbătorește Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor. Iar din 2005 în România, prin hotărâre de guvern, se sărbătorește și Ziua Bibliotecarului din România și Republica Moldova, din câte știu, au aceeași sărbătoare, tot pe 23 aprilie au aderat la aceeași sărbătoare. Sărbătoarea nu a fost, ziua nu a fost aleasă întâmplător, știe deja toată lumea că în 1616, pe 23 aprilie, se spune că au încetat din viață Cervantes, creatorul Don Quixote și Shakespeare. Părerile sunt împărțite. Se spune că o țară era pe calendar gregorian, pe una pe iulian și că, de fapt, diferența ar fi de vreo 2 săptămâni, dar noi zicem că nu mai contează acest lucru. Important este că sunt doi titani literaturii și că noi zicem că ziua este cu succes dedicată lor. Cu atât mai mult că nu contează diferența aceasta de 2 săptămâni, atât timp cât există o zi consacrată, exact, pentru carte, pentru bibliotecar. Până la urmă este ziua scrisului, credem, a celor care scriu, pentru că fără ei, probabil că nici bibliotecile nu ar exista și presupunem că nici cartea, ca în forma în care este, încă în forma scrisă în care există în acest moment. Ce activități ați avut dedicate pentru această zi? Am avut o bibliotecă vie, este pentru, cred că, prima dată în istoria bibliotecii, când, cel puțin Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi, când facem o bibliotecă vie. Este o metodă de educație non-formală, prin care intri într-un dialog, să spunem, mai apropiat cu un bibliotecar, lucru care de obicei îl ai, este într-un cadru formal. De data asta noi i-am adus aproape, majoritatea au fost elevi de liceu și au putut să-i chestioneze în diferite probleme, cum ar fi, eu știu, cariera și orice au putut să-i întrebe. De fapt, au putut să vadă fața umană a bibliotecarului, dacă pot să spun așa. Probabil că nu e foarte corect. Am fost 5 specialiști din Biblioteca Județeană, din departamente diferite. Și credem că la sfârșit, știu că unul dintre elevi, chiar am întrebat care este părerea lor înainte și după, și au spus că nu mai pare o muncă atât de ușoară și nici atât de plictisitoare. Atenție! Cum este percepută în rândul tinerilor munca unui bibliotecar? Plictisitoare! Păi, au dat și argumente pentru această afirmație? Nu, probabil că stând de vorbă cu colegii, pentru că ei s-au rotit și au vorbit cam cu toate departamentele, să spunem, cu câte un reprezentant, și au dat seama că, de fapt, munca de bibliotecă nu înseamnă să stai să citești, nu înseamnă doar să iei o carte și să dai o carte, este muncă de cercetare, este foarte multă cultură generală în spate, foarte multă teorie biblioteconomică, pentru că înainte de a ajunge la practică trebuie să cunoști teoria. Și probabil că e un domeniu destul de dinamic, cel puțin acum nu credem că bibliotecile mai au aerul ăla de muzeu cu care ne-am obișnuit pe timpuri.
Așa este. A fost singura activitate de acest fel pe care ați avut-o? Am avut o paradă de modă foarte interesantă, făcută din hârtie reciclabilă, din ziare și cărți. Rochii confecționate de elevi de la Colegiul Tehnic Ice Ștefănescu. Era de așteptat că ei exact, sunt cu textilele. Exact, și au avut și un moment, să spunem, artistic, în care, pe fond muzical, prelucrări de piese celebre americane, în care oricum versurile au fost schimbate și era mai mult despre bibliotecari, tot ceea ce e, mă rog, versurile din... Totul transpus, exact. S-au adus în zona cărții, în zona bibliotecii, în zona lucrului cu publicul, pentru că, iată, asta faceți în fiecare zi. Eram curioasă să văd și specialiștii din bibliotecă cum au reacționat la Biblioteca Vie. Mi s-a părut interesantă activitatea, ar mai repeta-o? Cred că da, de ce nu? A fost greu să-i conving că cel puțin doi dintre ei, pentru că sunt persoane care... bibliotecarul este foarte modest. Și timide, cred că... Mai mult sau mai puțin, depinde de context. Și probabil că este destul de greu pentru el să fie scos din zona de confort și să fie chestionat, când el de obicei este obișnuit să chestioneze cărțile. Zic și eu. Trecem mai departe și cred că e necesar să vă adresăm și felicitări pentru un premiu obținut recent. Vorbim de primul click. Premiul Primul Click, exact așa. Da, este un premiu oferit, premiu câștigat, să spunem, de bibliotecă în cadrul competiției organizate în timpul campaniei HypeNet 2018 de Fundația EOS România și în parteneriat cu ANBPR, asociația noastră profesională din România. În această săptămână noi, după cum știți, am avut câteva sesiuni. 5 activități, de fapt, au fost de alfabetizare digitală. Activitățile noastre au avut ca public țintă seniorii din cele două cămine de bătrâni din Iași, o asociație tot de seniori, elevii de la o școală gimnazială și membrii a 3 fundații. Subiectele au fost, în general, despre securitatea pe internet, în cazul copiilor, și cazul seniorilor a fost chiar, să spunem, primii pași pe web. Au fost învățați, în primul rând, să acceseze site-uri de interes, eu știu, site-uri de sănătate, de naturiste, și foarte interesant, ne-au cerut să le arătăm site-uri de călătorii. Un lucru destul de dureros pentru noi, pentru că ei sunt la o vârstă în care este foarte greu să deplaseze dintr-o parte într-alta. Vom continua acest proiect, noi am vrea să-l continuăm, această campanie, mă rog, la cererea lor am vrea să mergem în această vară, poate reușim să ne facem timp, să mai facem câteva sesiuni de acest fel. Premiul a fost oferit pentru categoria cel mai bun video, în urma mediatizării activităților din cadrul săptămânii HypeNet, și costă într-o cameră video, pe care probabil că o vom primi cât de curând. Alte premii ați mai obținut în această perioadă? Da, la gala Serviciului Voluntar de Ambulanță. Cred că suntem printre primii parteneri ai Serviciului Voluntar de Ambulanță. Noi am inventat, așa zisa, școală de biblioteca de prim ajutor. Este un proiect pe care noi îl desfășurăm încă din luna octombrie. Se va încheia acum odată cu vacanța de vară a elevilor. Probabil că vom relua din toamnă, dacă Serviciul Voluntar de Ambulanță va mai avea loc în agendă. Cu siguranță proiectele de succes trebuie să reluate, pentru că, iată, sunt proiecte benefice pentru comunitate. Pentru sigur, comunitate. Da. Nu țin minte acum. Noi primim mereu diplome de la partenerii noștri ca un semn de recunoștință a ceea ce facem pentru comunitate, dar la fel, modestia probabil că ne asta pentru că ne bucurăm și... foarte mult, în schimb, de premiul primit la HypeNet, pentru că acea cameră video probabil că ne va fi foarte de folos în munca pe care o facem de promovare și de, eu știu, de imortalizare a momentelor importante a activității. Așa e, dacă cineva de acasă dorește să intre pe
pagina de Facebook va observa imediat că v-ați atașat foarte repede de zona aceasta de noutăți, de actualitate, adică sunteți în pas cu moda, cam asta e, și e musai să vă faceți treaba cu ceva util. Exact. Și mai ales că a venit la momentul potrivit acest premiu, cred că era și așteptat. Și... Da, e un impuls pentru a face mai departe lucruri la fel de interesante, zicem noi. Așa este și noi sperăm să obțineți cât mai multe premii pentru proiectele pe care le aveți, pentru că, mulțumim, așa cum spuneam și mai devreme, sunt benefice pentru comunitate, deci nu doar mergem să împrumutăm cărți și să citim, iată, îmbinăm utilul cu plăcutul, cititul cu relaxarea și multe altele. Da, și nu numai, până la urmă toate activitățile pe care le desfășurăm, noi le vrem de fapt o informație sub altă formă, nu trebuie neapărat să acea informație să fie neapărat legată într-o carte frumos cartonată, cu tată, cum e și biblioteca de prim ajutor. Este o informație pe care o oferim copiilor, elevilor și cadrelor didactice. Deocamdată ăsta este publicul nostru țintă. Totodată știu că desfășurați și concursuri de literatură umoristică și grafică satirică. Da, este ediția a doua a concursului. Noi a fost ca o încercare anul trecut. A avut succes anul trecut, deși anul trecut s-a desfășurat pe o singură secțiune, am avut doar epigrama. Anul ăsta mai încercăm puțin și am plusat și am mers și pe partea de creativitate grafică satirică sau caricatură, mai bine spus, și am extins și vârsta. Dacă anul trecut era gimnaziu și liceu, acum am mers undeva până spre 25 de ani. Încă mai este timp să trimiteți cele trei epigrame pe adresa programei Arombâj-Iaș până sâmbătă. Haide, și până duminică. Până acum s-au înscris? Da, dar n-aș putea să vă spun exact câți, nu i-am numărat precis. Vi se pare interesante lucrările? Eu nu fac parte din juriu. Asociația Literară Păstorel, Epigramiștii Iașului, se ocupă de acest concurs. Ei sunt partenerul și de fapt noi avem un parteneriat prin 2013 cu Asociația Literară Păstorel și e păcat să, dacă tot avem, să nu abuzăm de ei. Ei au fost foarte încântați de acest concurs și îl încurajează în continuare. Din ce mi-am amintesc eu motivația de anul trecut, notele, ei spuneau că notele sunt undeva între, să spunem, între 9,50 și 8,50, nu este o diferență foarte mare, și că toate ei spuneau, președintele jurului, de fapt, domnul Bujeniță, spunea că a participat la concursuri în care mai bine de jumătate dintre lucrări erau pentru aruncate la coșul de gunoi, lucru care nu s-a întâmplat în cazul elevilor. Epigrama nu este un gen literar atât de la îndemâna oricui, îți trebuie, în afară de să cunoști foarte bine, mă rog, în cazul de față este Uniunea Europeană, subiectul, trebuie să mai ai și, eu știu, o doză de cinism, sarcasm, rimă, spirit critic, imaginație. Adică imaginație, bineînțeles. E... Domnișoara, mi-amintesc că domnișoara care a câștigat anul trecut concursul participă, din câte am înțeles, și anul ăsta, vrea să mai încerce, exact. Vrea să devină studentă la, vrea să urmeze relații internaționale, este în clasa 12-a, Nona Chiriac. Deci, pe undeva, preocupările pe care tinerii le au îi pot ajuta, după cum vedeți, și în concursurile pe care le desfășurăm atât de des. Noi ținem aproape și așteptăm să vedem rezultatele și să vedem cele mai bune. Pe 9 mai, chiar de Ziua Europei, vom avea festivitatea de premiere și anunțarea câștigătorilor la filiala Ion Creangă. Suntem nerăbdători să aflăm ce idei năstrușnice mai au cei care participă. Discutăm și despre Clubul de Astronomie, iată, Lectura Stelelor. Lectura Stelelor este un proiect care a început anul trecut, dacă mi-amintesc eu bine, prin septembrie-octombrie a fost prima ediție. Este un club de astronomie, activitate care are loc lunar. De obicei, când vremea a permis și erau anunțate fenomene astronomice mai deosebite, mergea cu telescopul, noi avem un telescop profesional, să spunem, un telescop adevărat cu care ieșeam pe pietonalul de pe Ștefan cel Mare și doritorii puteau face observații astronomice. Proiectul are mare succes în rândul celor mici și se desfășoară în același timp pe două secțiuni. Părinții care vin și aduc copiii
pentru a nu se plictisi atâta timp cât stau, dar asta nu înseamnă că vin doar părinți cu însoțiți de copii, vin și adulți interesați de fenomenele de domeniul astronomiei. Într-o parte a sălii copiii stau, desenează, învață despre planetele sistemului solar, decupează, știu să facă, au făcut la un moment dat și o stație orbitală, au construit o stație orbitală, da? Iar părinții află lucruri pentru vârsta lor, să spunem. Nu, mă rog, chiar sâmbătă acum va fi ceva despre începuturile astronomiei în România, pe Meleagul Românești. Avem 4 voluntari inimoși, pasionați de astronomie și de promovarea științei. Ei se ocupă cu acest proiect. Bibliotecarii, totuși, nu sunt chiar atât de... Specialiști în domeniul, astfel că noi de obicei căutăm specialiști din domeniile care pot să ne ajute în completarea și suntem din ce în ce mai, cu atât mai recunoscători și uimiți câteodată când persoane care au la rândul lor familie, sunt angregați, îngrenați în viața socială, au locuri de muncă care solicită, își fac timp pentru a face voluntaria la bibliotecă. Și pentru a împărtăși celorlalți din ceea ce... E mare lucru că aveți astfel de persoane care vin în sprijinul derulării activităților acestora organizate de bibliotecă și chiar în aceste momente se desfășoară Cerneală și celuloid. Un alt proiect de suflet. Un proiect carte și film, să spunem. Noi spunem că de ce... Punem întrebarea mereu, ne adresăm întrebarea ce este cartea sau filmul. Nu trebuie să alegi tot timpul, la bibliotecă găsești și cărțile și mai nou și filmele. În plus avem și un moderator care se ocupă de acest proiect, jurnalistul Vlad Frânghiu. Astăzi a fost o ediție specială, sunt secvențe din mai multe, din toată seria Războiului Stelelor, pentru că mâine se împlinesc 41 de ani de la Războiul Stelelor. Este Star Wars Day, neoficial, bineînțeles. Neoficial, dar iată, noi neoficial. Avem deja activități în sensul acesta și... Nu, putem să nu marcăm această zi. Pentru, poate în România nu are atât de mare impact, dar în afară este un adevărat, s-a făcut o adevărată industrie în jurul acestui film. Și cred că ați văzut pe la sunt tot felul de festivaluri SF în care oamenii vin îmbrăcați în Sky Walker, în toate personajele din Războiul Stelelor. Discutăm puțin și despre proiectele dedicate centenarului. Știu că ați obținut recent din partea Ministerului Culturii 2 proiecte foarte importante pentru bibliotecă și totodată, iată, și centenarul bibliotecii. Da, biblioteca a depus 5 proiecte pentru a fi pentru finanțare de la Comitetul Interministerial din cadrul Guvernului României prin Ministerul Culturii și Identității Naționale. Ne-au fost aprobate 2, seria de conferințe centenar, o serie de 10 conferințe susținute de personalități ale mediului ieșean și național, pe tema unirii, bineînțeles. Cel mai interesant lucru, de fapt, la conferințele astea este că ele nu se vor desfășura la Biblioteca Județeană Gheorghe Asache, ci la bibliotecile comunale din județul Iași. E mare lucru. Exact, cred că este mai important să mergem județ, cu ele, exact. Da, pentru că noi oricum vom face conferințe, nu neapărat legate prin, mă rog, finanțate de ministerul, prin programul de finanțare. Noi oricum le aveam deja programate pentru tot anul. Iar al doilea proiect este un proiect editorial, este unirea de la 1918 în presa din regiunea Moldovei. Va fi mult de lucru la acest volum, pentru că câțiva colegi de-ai mei vor trebui să bată un pic drumul Moldovei prin județele limitrofe și ea va fi, de fapt, o antologie de texte, de opinie din ziarele vremii, vorbim de 1918. Pe lângă acestea 2, celelalte 3 proiecte sunt tot editoriale, sunt editarea volumului Martorii tăcuți ai centenarului. Este vorba de un volum care a fost lucrat, se lucrează încă la el, e editat în parteneriat cu Universitatea de USAMV.
Științe agricole și medicină veterinară din Iași. Ei au mers prin facultate de horticultură și prin cu Rom Silva și specialiști de la protecția mediului. Am identificat o serie de arbori care au 100 sau peste 100 de ani cu un fel de fișă, să spunem, tehnică. Volumul vom face noi. Nu știu dacă vom reuși să tipărim multe exemplare, dar de editat sigur îl vom edita. Un alt volum pe care încercăm să-l terminăm în acest an este istoria grafiei în regiunea Moldovei, vorba de evoluția grafiei românești în cei 100 de ani. Și ultimul, cred că nu mi-amintesc acum, este legat, cred că tot de ceva de personalitățile din zona Moldovei. Și pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, la capitolul noutăți, știu că vreți să transmiteți ceva telespectatorilor. Noutăți, vom merge la Șotron, pe 1, 2 și 3 iunie vom fi în grădina Casei Pogor cu un program mai mult decât atrăgător. Vom avea clubul de astronomie, va fi acolo cu tot cu telescop, vom avea origami, vom avea jocuri, vom avea sport, sesiuni de sport, vom avea sesiuni de lectură cu voce tare, concursuri, jocul cuvintelor și cam atât. Iată, multă activitate, da, la nivel de bibliotecă, vă rog. Și bineînțeles vom pregăti centenarul bibliotecii. Noi avem două centenare de altfel, centenarul Marii Unirii de anul acesta și pe 1 octombrie 2020 Biblioteca Județeană împlinește 100 de ani de la înființare. Mulți înainte și spor în pregătirile pe care le faceți. Cu siguranță vă vom fi alături în toate aceste demersuri. Vă mulțumim pentru că ați fost prezent la invitatul jurnalului și vă mai așteptăm aici. Cu mare drag! Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Coafiura prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.